33 de echipe, aparținând a 10 cluburi sportive din România, s-au înscris în campionatul național feminin de oină desfășurat în stațiunea Eforie Nord. Printre acestea s-a aflat și singurul club de oină din Prahova, Ambiția Mădălin. Prahovencele au participat la toate categoriile competiției, junioare 1, 2, 3, 4 și senioare, și au reușit să se claseze pe locul 3 al competiției. Un moment important a fost cel al prezenței eroului de la Sevilla, Helmut Ducadam, care a dat lovitura de începere a întrecerii junioarelor 3. Campionatul național de oină pe plajă a fost organizat de Federația Română de Oină, aflată sub înaltul patronaj al Casei Regale a României.